Bună ziua, mă numesc Andreea Enache și am 35 de ani. Darius s-a născut cu două malformații la creier. Diagnosticul principal este de dublă malformație cerebrală congenitală, microcefalie și lisencefalie. Pe înțelesul tuturor, microcefalia înseamnă dezvoltarea creierului mai întârziată față de normal, iar lisencefalia înseamnă creier neted, adică creierul lui nu are acel aspect de miez de nucă, ci mai degrabă este neted sau aproape neted. Părinții cu copii cu nevoi speciale trebuie să se descurce oarecum singuri. Adică la noi în România nu primim sprijinul de care avem nevoie, mai ales la început de drum, pentru că este foarte greu la început de drum. Nu știm ce trebuie să facem. Sunt în permanență cu el și în permanență are nevoie de mine. În permanență. Întâmpinăm greutăți în faptul că dacă Darius are 3 terapii într-o zi, noi trebuie să mergem în 3 locuri diferite. În primii 2-3 ani a fost foarte greu pentru că mergeam cu autobuzul sau cu taxiul, dar 90% din cazuri cu autobuzul. Mergem la neurolog la București, la oftalmolog la București, la ortoped. Deci Darius nu merge și are nevoie de un căruț special, pentru că nu mai găsim căruțe normale pentru copiii de 5 ani. Copiii tipici la 5 ani merg. Un căruț special costă în jur de 10.000 de lei, iar noi primim un ajutor prin CASE de aproximativ puțin peste 800 de lei. Este greu, ne luptăm așa cu morile de vânt. Simțim că ne luptăm cu morile de vânt. De comunitatea Magic Help am aflat de la o colegă. A fost o emisiune a fost la ProTV un reportaj la emisiunea România te iubesc despre programul Magic Help. O colegă de-a mea a văzut emisiunea și m-a sunat. Eu am intrat pe internet, am găsit emisiunea, am urmărit-o cap-coadă și am hotărât să mă înscriu în calitate de beneficiar. La momentul respectiv, după ce am avut acces la aplicație, în Galați era un singur sponsor și m-am uitat în orașele unde mergem noi, Alba Iulia, Oradea, București, m-am uitat în mare să văd beneficiarii. Iar în anul 2020 trebuia să merg la terapie cu Darius la Brașov. Am intrat pe aplicație, nu exista niciun sponsor pe cazare la Brașov, dar m-am gândit să trimit colegilor dumneavoastră un e-mail spunându-le că vreau să merg la terapie și am nevoie de cazare. Și a fost... zilele respective cât am comunicat cu colegii au fost extraordinare. Nu-mi venea să cred că mă sună cineva și mă întreabă ce nevoi am, cum să fie apartamentul, adică dacă am nevoie de lift neapărat sau acces în apartament cu o rampă sau... Mi s-a părut ceva extraordinar să te sune cineva și să te întrebe, în afară de faptul că erau dispuși să caute cazare în condițiile care eram după ieșirea din starea de urgență. Și a fost extraordinar pentru mine, a fost ca o gură de aer proaspăt să vină cineva și să te ajute, să pună umărul la ceea ce vrei să faci tu. Iar colegele au fost foarte drăguțe, mi-au găsit câteva variante, am ținut în mod constant legătura cu ele, mi-au spus dacă nu este în regulă să le sun imediat că vor găsi soluții și a fost perfect și sponsorul a fost super în regulă și așa a început, acesta a fost primul serviciu pe care l-am accesat, dar mi-a plăcut foarte mult vibe-ul cu care m-a întâmpinat telefonic echipa Magic Help. Mi se pare extraordinar, mi se pare programul. Mi se pare extraordinar că în jurul nostru vin atât de mulți oameni care nu ne cunosc.
care poate nu am intrat niciodată în contact cu o persoană cu nevoi speciale, nu știu ce implică acest lucru și care totuși ne întindă o mână de ajutor, fără nicio așteptare. Asta mi se pare extraordinar și vă mulțumesc. Am încercat și încerc în fiecare zi să văd lucrurile frumoase la Darius, să văd partea plină a paharului și cel mai mult mă ajută Darius, care este un băiețel foarte, foarte, foarte vesel și plin de viață și este tot timpul cu zâmbetul pe buze, iar eu dacă sunt cu corăbiile scufundate și el se uită la mine și fără niciun motiv îmi zâmbește, eu imediat mă ridic la suprafață. În momentul în care am fost contactată de colegii de la Magic Help, mie mi s-a părut ceva extraordinar. Nu venea efectiv să cred. Noi părinții trebuie să avem răbdare, trebuie să ne dăm timp să trecem prin toate etapele prin care trebuie să trecem, că nu avem cum să funcționăm altfel, și trebuie să fim pozitivi. Eu încurajez toți părinții, toate mămicile în special, pentru că mămicile sunt întotdeauna alături de copii, familiile, încurajez să fie pozitivi, să ne bucurăm de lucrurile mărunte pe care le fac copiii noștri, până la lucrurile mari, să ne bucurăm și de cele mici, pentru că și acestea sunt frumoase. Și pentru că altfel nu avem cum. Noi dacă nu ne menținem optimismul și nu ne menținem o stare de bine și o speranță în suflet, noi reușim un an, doi, trei, dar a la lung nu știu dacă este în regulă pentru fizicul nostru și pentru psihicul nostru să nu primim decât partea plină a paharului. Eu asta îmi propun în fiecare zi și de fiecare dată când am perioade mai grele, întotdeauna mă gândesc că sunt persoane care o duc mai rău ca mine, poate au copii suferinți, fizic suferă de ceva anume și au dureri, poate nu văd, sunt copii care nu văd și atunci eu spun ok, dar copilul meu mă poate vedea, copilul meu mă poate auzi. Deci încerc să, exact mi s-a întepărât în creier și în inimă ceea ce mi-a spus terapeuta, trebuie să vedem abilitățile copilului și nu dizabilitățile.